Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine, în platou, se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tibi Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Da, nu putem începe dialogul nostru decât cu acest coronavirus, noul coronavirus, cum se spune. Două titluri, putem să le legăm. România se pregătește de catastrofă. Ce ordin a dat Nelu Tătar în toate spitalele? E foarte bine să face un inventar de specialitate și Raed Arafat cere o situație cu medicii și asistenții care, între ghilimele, îl cităm, evită sau se sustrag de la lupta împotriva pandemiei. Dur. Da, dur, asta e realitatea, știi? Ministrul Sănătății a cerut o inventariere a tuturor surselor de oxigen din spitale pentru a asigura pacienților cu COVID-19 și patul terapie intermediară. Deci de aici să tragem concluzia că situația se înrăutățește sau? Bun, asta, concluzia o tragem și uitându-ne la cifrele zilnice, nu doar la ce a spus Nelu Tătar. Ții minte cum era la începutul pandemiei în Italia, când medici erau nevoiți să aleagă pe cine internează și pe cine nu. Da. În Occident pe deja... cine, mă rog, internează la terapie intensivă. Practic, ei spuneau cu... mă rog, cu durere puțin spus, dar asta e, că sunt nevoiți să aleagă cine trăiește și cine nu. Da. Și atunci a apărut acea, au ajuns acei medici italieni să fac autopsia. Da, da, care nu era recomandată. Care nu era recomandată în cazul COVID, deși această autopsia stabilește, doar autopsia stabilește clar cauza morții. Și atunci medici acei italieni, disperare, să ajungi tu să decizi cine moare și cine nu, sau cine trăiește și cine nu, e cumplit. Vezi, na, se pregătește pentru o situație din ce în ce mai dificilă, pentru că vedem că sunt multe localități, multe județe, în care nu mai au patul la terapie intensivă. Da. Am văzut tot felul de știri la nivel național, cum au plecat din... era un caz din Timiș, parcă un copil, da, nu găsi loc în județ, a ajuns în Arad și în cel din urmă a ajuns în Bihor, în Oradea, în municipiul Oradea, a fost internat. Și cazuri de acest gen cu siguranță vor mai apărea. De asta este nevoie de o inventariere a tuturor mijloacelor de surselor de oxigen pentru să crea, cum a spus Nelu Tătar, o terapie intermediară. Da. Adică cei care sunt cu stare gravă intră la ATI și cei care sunt între, medii sau mai deci la o terapie intermediară, cum a spus Ministrul Sănătății, dar este nevoie de identificat toate resursele existente la nivelul țării. Pe de altă parte, ai menționat și solicitarea lui Raed Arafat. Pe de altă parte, ne confruntăm, nu doar acum, ne-am confruntat la începutul pandemiei, ne confruntăm de ani de zile cu această problemă, cu lipsa personalului medical. Corect. Odată că personalul medical este insuficient în general, ne-am spus, ne confruntăm de mai mulți ani cu această problemă. De când a început pandemia, această problemă s-a acutizat, pentru că s-au îmbolnăvit medici, noi la Suceava știm ce s-a întâmplat când s-au îmbolnăvit câteva astea de medici. Eu susțin în continuare și că cauza a fost generată de lipsa de organizare de atunci la nivel național, lipsa legislației, lipsa unor proceduri care s-au învățat și s-au adoptat în timp. Atunci s-a dat vina, ca, dacă tot am pomenit, strict pe autoritățile locale. Și am avut atunci, după o lună... Și foarte bine că ai subliniat acest aspect, pentru că iată, vreau șapte luni... Vreau să subliniez de fiecare dată. Și am avut atunci, să reamintim, după o lună am avut 701 cazuri. După o lună în care am lombardat România, azi 700 de cazuri, când are Bucureștiul, e o cifră normală. Bucureștiul a trecut nouă dată zilnic peste 1000 de cazuri. Da? Dar atunci nu existau proceduri, nu existau un control, o evidență a populației. Bine, și acum sunt mai multe bâlbi, o să ajungem și la ele. Dar să revenim la ce spunea Raed Arafat, ziceam că un aspect este acesta, că mulți medici s-au îmbolnăvit sau se îmbolnăvesc de COVID și Raed Arafat a ciut o situație cu medici și asistenții care evită sau se sustrag de la lupta împotriva pandemiei. Da.
Deci, pe lângă cei care se îmbolnăvesc, bun, care vor lipsi o perioadă de la locul de muncă, avem două categorii de medici sau de personal medical, să generalizez. Cei care nu pot lupta cu coronavirusul, cu COVID-ul, adică nu pot lupta la modul că riscul este prea mare pentru sănătatea lor. Există oameni personal medical cu multe probleme medicale, da, corect. Sau cu multe probleme medicale sau cu comorbidități, cum se spune, de ceva vreme. Evident că pentru aceștia este un risc în a-i arunca în lupta cu COVID-ul, a-i arunca în prima linie în lupta cu această pandemie. Și atunci este înțeles în cazul acestor persoane să fie date deoparte, să fie plasate în zone care nu au tangență cu COVID-ul. Dar mai este și cealaltă categorie de personal medical care se sustrage. Da. Care se sustrage și părerea mea că oamenii... Este o realitate. Da. Este o realitate și părerea mea că cei din această categorie nu ar avea ce căuta pe viitor, sau începând chiar de a doua zi, în sistemul medical. Da. Dacă îmi permiți, reține ideea. La conferința de presă de vineri, ministrul Tătar a și subliniat un aspect, adică a evitat să răspundă la o întrebare legată de retragerea acelui ordin, acelei diplome, da, de către președintele Iohannis, dar a găsit de cuvințe să strecoare, dar n-a insistat, fără să insiste, că din 2000 și ceva de cadre medicale, adică punem și medici și asistenți, cam atunci, în prima lună, s-au bătut vreo 300, doar 300 și ceva de medici. Bine, au fost 300 încă bolnavi. Mi se pare că tot monitorul a publicat concepții medicale. Da, ce înseamnă s-au bătut? Adică o parte bună s-a... Deci, bine, cam pe aceeași idee. Cam pe aceeași idee că mulți s-au susținut. Da, aici, în cazul CV, e o discuție, pentru că știm că mulți au fost bolnavi, au căzut, da. Și, într-adevăr, alții s-au retras. Eu spuneam că aceste persoane, indiferent că sunt medici, asistenti, infirmiere, brancardieri, ce sunt, ar trebui să dispară de a doua zi din sistemul medical. Da. Da? Știi cum îi facem o paralelă? Exact ca la armată. Ești în armată, nu știu, ești ofițer, subofițer, militar, ca să raportăm la medic, asistent, infirmiere, da? Câștigi frumos, ai ca ofițer o viață bună, trăiești frumos pe timp de pace, când vine un război te dai la o parte, că nu mai poți. Da. Exact același lucru. Dar pe nu poți, în armată te judecă mai pentru dezertare, te degradează și te bagă. Noi totuși ne bazăm pe ei, da? Societatea se bazează, o comunitate se bazează pe ei și nu medici. Poți, când da. E greu să te dai la, să faci un pas în spate, că ți-e frică. Da. Pe de asta ne-am luptat, pot să spun, ne-am luptat toți, inclusiv eu, chiar de aici. Da. Atâtea ori am zis că personalul medical trebuie să fie una din categoriile sociale și profesionale care să fie renumerată considerabil. Am spus din nenumărate ori la această emisiune, da? Da, alături corect. De cei din justiție, din poliție și alături de și învățământ. Da? Am zis că aceste categorii socioprofesionale sunt categoriile care ar trebui renumerate, ar trebui să aibă salarii foarte mari. Dar tocmai pentru că mi se pare, mie din punctul meu de vedere, că sunt esența dezvoltării unei societăți. Începând cu învățământul, continuând cu, mă rog, justiția, tot ce țin de domeniul justiției, magistrați și polițiști care să asigure ordinea, și vine sănătatea care asigură continuitatea sau ne asigură, mă repet, ne îngrijește să nu ne îmbolnăvim și așa mai departe. Da? Nu trebuie să explicăm acum ce înseamnă domeniul sănătății. Da. Dar aceste categorii am scăzut să aibă salarii foarte mari. Din fericire, au început să aibă, da? Și în învățământ și, mă rog, magistrați, poliție, au de ceva vreme. Dar de ceva timp și în sănătate, salariile au crescut considerabil. Da. Absolut normal, dar... În același timp, trebuie să vedem și devotamentul cadrelor medicale. Da, toți spunem de eroi în alb. Da, există eroi în alb. Da? Așa e. Dar, din păcate, hai că îi numărăm pe degete. Acum, tot timpul când vedem un medic, un asistent, eroi în alb, hai să vedem. Să vedem pe aia care fug, da? Da. Fug din calea pandemiei, să dau la o parte. Da. Ia, nu-i putem include în categoria eroilor în alb doar pentru că sunt medici, asistenți sau infirmieri. Da. M-a mișcat, ca să spun așa, sufletește abnegația, dăruirea cu care
echipa, tinerii medici, da, și îl numesc pe domnul doctor Carancea, se implică. Am văzut că, adică am avut două întrevederi, ca să spunem așa, două întâlniri, dar era vorba între jurnalist și două conferințe de presă. Mi-a părut bine, am zis că totuși viitorul sună bine din acest punct de vedere. Dar câți sunt ca ei? Destul de mulți, spun eu, dar trebuie... Dar din fericire, avem o echipă de conducere la spitalului extrem de energică și nu doar energică, da. Vă spun, foarte bine pregătită. Și aplicați pe probleme. Dar nu doar profesional, pentru că poți să fii un bun medic, un foarte bun medic, dar manager slab. Și asta nu înseamnă că nu ai calități. E greu să fii și medic bun și manager bun. Iată că în cazul domnului Calancea, eu personal am avut câteva discuții telefonice când a fost instalat. Și eu o singură discuție telefonică. N-am reușit să ne întâlnim față în față. Mi-a făcut o impresie foarte bună și asta am zis, din fericire se pare că domnul Calancea îmbină, adică poate fi un bun profesionist, pentru că asta l-a și adus aici în fruntea spitalului, recomandările în plan profesional, dar uite că este și un bun manager. Să nu uităm că una din recomandările lui, dacă ne uităm noi în CV, nu neapărat că asta l-a adus în fruntea spitalului, faptul că a urmat liceul militar. Da. Noi care am făcut armata știm ce înseamnă acest domeniu militar. Rigoare, disciplină. Ori când faci liceul militar, stai 4 ani într-un liceu. Deci și 4 ani. Și în perioada în care te formezi, ca, e o perioadă importantă din formarea ta ca om, în perioada 14-18 ani. Pentru cei care nu știu, la liceul militar e armată, practic. Cu disciplină, trezire la oră fixă, program, sectoare. Program toată ziua, nu? Program toată ziua, nu există. Mergi la colegiu, la orice colegiu și la, după masă ești liber. Liber, nu, acolo ești de la ore, ai program, o oră pentru spălat, două ore pentru nu știu ce, alte trei ore pentru învățat, deci totul e la program. Cazarmă. Da, cazarmă. E când 4 ani din viața ta, repet, în perioada de adolescent, când începi să-ți formezi caracterul, ești în acest regim de cazarmă, deprins ceva, zic ceva, disciplină, ca să nu zic multă disciplină, și organizare. Da. Da. Și rămâne în sânge. Îți rămâne în sânge, că aia nu uiți. Că una e să-ți povestească cineva ce și cum și alta e să o trăiești. Și nu un an, nu doi, ci patru ani. Da. Din fericire, acest trecut militaros al domnului Calancea îi ajută dumnealui ca manager de spital și ne ajută și nouă. Bun, acum nu putem mai menționa de doctor, trebuie să, obligatoriu să aduc numele doamnei doctor Terteliu în discuție. Da. Am mai mulți prieteni care au fost internați în stare gravă sau, mă rog, au trecut prin momente dificile, lăudau toți, chiar doi dintre ei nu cunoșteau, era o doamnă acolo, nu mai țin minte cum o cheamă, am zis, da. Medic supratist. Da, cum dimineață până seara. Deci sunt, avem la Suceava eroi în alb, mulți eroi în alb, dar din păcate nu vreau să generalizăm această sintagmă, eroi în alb, pentru tot ceea ce înseamnă cadre medicale din județul ăsta sau din țara. Da. Nu, corect. Sunt unii care sunt dezertori în alb și ar trebui... ca, repet, de mâine să nu mai aibă ce căuta în sistemul sanitar, în sistemul medical românesc. Și repet, vreau să repet încă o dată, dacă facem o paralelă cu armata, nu-i deloc deplasată, în timp de pace, o duci bine, ofițer, ai bani, ai așa, când vine război, te de la o parte, da? Da. În armată se numește dezertare, te ia, te degradează în secundă următoare, te judecă și te bagă la închisoare, nu că îți dă cu suspendare sau așa. E aceeași situație, toți spun de luptă medici, nu știu ce, pe baricade, luptă pe baricade. Da? Și atunci cine... se menționează doar pe cei care luptă pe baricade. Cine nu luptă, definitiv. Da? Și poate ar trebui chiar emisă, gândită o lege în sensul ăsta. Da? Da. Nu poți să fii medic... mă rog, în domeniul sanitar, asistent și așa mai departe, să ai salarii bune și asistenți au salarii foarte bune, numai la și să fii în fața acolo, să arăți cine ești tu, numai când e bine. Dar când e greu, te dai la de o parte. Da? Încă o dată, repet, când îs comorbidități, nu-mi place cuvântul ăsta deloc, dar na. Asta e cel mai ușor de perceput.
situația actuală. Când există comorbidități, da, înțelegem, e absolut normal. Da. Da? Dar când nu există altfel de comorbidități, nu este absolut niciun motiv să dai bir cu fudiță. Da. Ziceai de niște bâlbe la începutul celor două titluri, că au existat. Legat da, de... noi am scris, noi am, chiar am scris da, chiar da. Eu de un caz de la unui coleg. A, deci luăm ceea ce am trecut eu la local, da? Da. Luăm în discuție acum, da? Da. Un articol deci am fost confirmat pozitiv, am terminat izolarea și nu m-a sunat nimeni de la DSP să facă anchetă epidemiologică. Da, că asta e o problemă, am discutat-o și în emisiunea trecută, anchetele. Sau cam vrem, dar sau noi, am scris, noi am scris eu chiar articolul ăsta după ce l-a confisat peste la prefectură, o doamnă doctor de la DSP a spus că anchetele se fac sau într-o zi, două, maxim trei, sunt identificați da. Contactiști. Da. Să fac anchetele. Nu vreau să menționez numai doamnei doctor, nu-l țin minte, dar dumneai n-are nicio vină, cred, sau nu știu, sper să n-aibă nicio vină. Cu siguranță nu fac față. Da. Deci e cazul unui coleg de-al nostru care s-a infectat, da. A mers și a făcut testul, a ieșit pozitiv, s-a izolat imediat, da? Nu l-a întrebat nimeni de contact. Dar doamna doctor spunea că numai în cazul celor care nu răspund la telefon sau căruia nu le este cunoscut numărul de telefon, nu se realizează ancheta epidemiologică în sensul de a se identifica contacte. Colegul meu a primit la vreo 3 sau 4 zile, menționat în articol, un mesaj pe WhatsApp de la DSP în care îi se impunea izolarea la domiciliu. Deci, da. Așa. El a răspuns celor la DSP pentru că adresa trimis în adresa locuinței unde se izola, da. Trimis în respectiva decizia DSP-ului era greșită. A avut o conversație cu ei pe WhatsApp, s-a corectat adresa. Deci era cunoscută. Da. Da, era situația. Cunoscut numărul de telefon. Da. A ieșit din carantină, articolul l-am scris, adică a trecut cele 14 zile, s-a vindecat, articolul l-am scris la 2 zile după ce s-a vindecat. Da. Deci 16 zile nu l-a contactat nimeni. Deci să-l întrebe de contact. Da. El și-a anunțat contacție, iar cuvântul ăsta mai discutat aici, da. Cu el care nu, nici nu există în limba română, dar mă rog, asta e frumoasă limba română, că se îmbogățește mereu cu tot felul de cuvinte în funcție de situație. Da. El și-a anunțat contacție, deci contacții definiți prin contacții care sunt conform definițiilor da. Date de sistemul medical, care răspund foarte responsabil, nu erau mulți, s-au izolat toți, da? Unul dintre ei, simțindu-se rău și a făcut testul, a ieșit pozitiv, pe acesta din urmă l-a sunat într-adevăr la DSP în a 11-a zi, să-l întrebe da. de ce contact are. El da. A spus, doamnă, mâine ies din, ies din izolare. Da. 19, 13, mă rog, o zi, da. Da? O zi înainte de... Mine i-a dat lista cu contact, nici el n-a avut, că, mă rog, a fost un cerc închis sau da. Mers ei undeva, în fine. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă aceste persoane nu erau conștienti contactii da. Colegului da, nostru da, și umblau pe stradă? Da? Există destule exemple, din păcate. Da, da, mai dau care... un exemplu și o să revenim după pauză, că văd că da, hai să luăm acum. Nu mai dau un exemplu, hai revenim după pauză ca da. Să le leg. Rău regia, publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.